În 2012 a fost o secetă foarte mare. Ionică de acolo, probabil că mulți frați, Ionică Podea, el e din Unca Celui, deci din județul Redoara, îmi zice, eu eram prima oară acolo cu fratele Bărân, noi, fratele Vali, frate Puiu, la noi m-au plouat 3 luni și jumătate. Suntem terminați, am cărat la apă în câmp, ies cu bucă, cu cartof, cu salvată, zice, nu te rog la Domnul să le divină și mă ploaie. Zic eu, Ionică, păi n-am ies niciun ilie, vin adunare. Noi cu rugăciunea suntem prost, zic, hai să vedem ce este. În adunare a ieșit un cuvânt dur pentru biserică, dar la final, Domnul a spus așa, ca semn că eu, Domnul, vorbesc, astăzi spre societatea Beninți, îi trimite ploaie. Când ieșit din adunare, fratele Bălănoiu, evanghelist, bisericii cu Bogotarii Mărătoare, îmi zice, frate Puiu, n-am auzit la știri să anunțe ploaie. Încă, din potrivă, au anunțat seceta continuă. Zice, dacă nu plouă, te spun uhata. Adică nu poți să plouă. Zice, și dacă plouă? Păi dacă plouă, mă pocăiesc, cred și eu mai mult de atunci. Zic, nu crezi că vine ploaie. Păi, totul este nimic. Neam de ploaie. Nu, tu înțelegi că nu am asta. Zic, dacă am vorbit eu, cu care cade jos. Dacă am vorbit el, lucrarea se va împlini. Noi după masă la 6, trebuia să mergem la Logoș, unde e păstorul Adrian Dubit, sau era Adrian Dubit. La 5, încă eram în curtea lui Ionic. Când ies din curte, în poartă, Duhul lui Dumnezeu striga la mine. Întoarce-te și spune lui Ionică ce spune. Și m-am întors pe Ionică, îl prinde mână și zic, Ionică, la ora 7, când noi se va ridica la ampon să predice, aici va începe ploaia. Nu eu spun lucrul ăsta, ci Duhul Sfânt. Când auzim Bălănoiu, zice, nu, a doua oră de-a la mână, ești terminat. E ora 5, mai sunt 2 ore până să se împlinească lucrul ăsta. Și zic, hai să vedem. 7:03, fratele Dubic a anunțat o cântare și spune, din cuvânt, fratele Bălănoiu, Bălănoiu pe ceas, Vali la fel pe ceas, eu eram în bancă, lângă Vali, exact la 7 fix, fratele Bălănoiu se uita la Vali, lângă și el și unul și altul, și se uita la ceas amândoi. 7 fix eu plecat de fațadă. Am văzut, eu eram în bancă, mă rugam și am auzit o bubuitură. Un tunet. S-a auzit puternic de tot, am ridicat mâna sus și am strigat lângă mine. Tu ai vorbit. Ăla era glasul lui. Când am ieșit afară, de fapt plouat deja și în Lugoș, în sub Ionică era și un sfert. Ionică cum, frate bun. La 7 fix. Toată adunarea eram afară, a plouat cu căreata, n-am intrat unul în adunare, a stat să ne uite Domnul, plângea și binecuvântam pe el când ne-a uitat toate pământurile. E bun Dumnezeu! Lucrează și astăzi cu putere!